Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu. Iată, pe scurt, principalele informații ale acestei ediții. Produse cu termenul de valabilitate modificat într-un magazin din Giurgiu. Două mașini s-au ciocnit într-o intersecție din oraș. Transportați copilul în mașină fără scaun special, amendă din februarie. Lista medicamentelor compensate din nou modificată. Jucătorii de la Astra în sfârșit cu salariile la zi. A cumpărat un marker special și s-a apucat să modifice cu el termenele de valabilitate ale produselor pe care le avea la vânzare. Așa s-a gândit să procedeze patronul unui magazin din Giurgiu, inconștient că poate îmbolnăvi 10 de persoane. Un giurgiuvean nu s-a lăsat însă păcălit și a mers la protecția consumatorului. Un bărbat din Giurgiu a mers la un magazin din apropierea școlii numărul 4, de unde a cumpărat o sticlă de lapte. Acasă a constatat că produsul este stricat, iar când a privit cu atenție termenul de valabilitate și a dat seama că inscripția a fost modificată în mod intenționat. A mers cu laptele la protecția consumatorului și a depus o sesizare. Imediat s-a mers în control la magazinul cu pricina, unde, surpriză, zeci de produse aveau termenul de valabilitate expirat. Vorbim despre lapte, iaurt, ciocolată, halva, cârnați, doze de bere și bomboane. Au fost modificate lună și an pentru diverse produse, gen ciocolate, bere, halva și au mai fost găsite și produse alimentare fără data durabilității minimale modificată. Pentru abateriile constatate, operatorul economic a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 7.000 de lei și s-a dispus măsura opririi definitive de la comercializarea produselor care au fost constatate cu datele durabilităților minimale depășite sau modificate și aceste produse au fost distruse chiar la momentul controlului pentru a elimina orice risc de a fi reintroduse în consum. În timpul controlului, patronul magazinului a dat vina pe vânzătoare, deși este lesne de înțeles că femeia a fost obligată să modifice valabilitatea produselor. Din păcate, amenda de 7.000 de lei este prea mică pentru o societate care pune în pericol viața clienților. De aici și faptul că modificarea termenului de valabilitate a devenit o practică. Este și simplu, se cumpără un marker cu vârf subțire și se scrie peste inscripția originală. Așadar, mare atenție ce cumpărați și mai ales de unde. Două mașini s-au ciocnit astăzi pe șoseaua București la intersecția cu bulevardul Dacia. Potrivit martorilor oculari, unul dintre șoferi ar fi forțat semaforul și așa a izbit o altă mașină ce venea din dreapta sa. Astăzi, în jurul prânzului, două autoturisme s-au ciocnit într-una dintre cele mai aglomerate intersecții din Giurgiu, dintre șoseaua București și bulevardul Dacia. Un șofer în vârstă de 32 de ani din comuna Malu, în timp ce se deplasa pe șoseaua București spre centru, la volanul unui autoturism BMW, a izbit o altă mașină marca Opel, condusă de un giurgiuvean de 35 de ani, ce venea din dreapta sa. Potrivit acestuia, din urmă, șoferul din BMW a intrat în intersecție pe culoarea roșie a semaforului. Am intrat pe verde și domnul m-a lovit. Domnul spune că dumneavoastră aveți roșu? Da, dar eu am martor că nu e așa. Sunt martori care au fost oameni de față, mașinile erau staționate toate aici. Drept dovadă că s-a dat verde la stânga pe urmă, deci nu știu de cum s-a dat verde pe șoseaua București. Spusele șoferului sunt susținute de un martor ocular care spune că șoferul din BMW avea viteză și a forțat semaforul. Eram pe partea aia, tocmai am văzut, toate mașinile erau staționate. Așa, și dânsul cu BMW-ul, viteză, că se, era pe roșu. Eu am văzut, dar hai să fim realiști acum, să vedem adevărul, nu o dăm la întors. Astea, și domnul era regulamentar, a trecut exact când se făcuse culoarea verde, a trecut. La locul accidentului a sosit și un echipaj de poliție care a început efectuarea cercetărilor în vederea stabilirii cauzei și împrejurărilor în care s-a produs accidentul. Șoferul din BMW a explicat polițiștilor că a pătruns în intersecție pe ultimele secunde de galben ale semaforului și neagă că ar fi avut viteză. Mergeam, semaforul meu era verde. Cred că poate atunci când am ajuns în timpul lui, era roșu, eu am văzut că eram aici. Aici eram. Cu mașina. Și am trecut, cred că distanța aia de acolo de la zebră până aici, cred că domnul n-a așteptat să se facă verde, cum să vă spun eu, normal. Cred că a plecat așa, da. Deja a intrat în mine. Mergeam cu
40, cred că, la oră. Cei doi șoferi implicați în accident au fost testați cu etilotestul, dar niciunul nu consumase alcool. Conducătorul auto al BMW-ului a fost sancționat contravențional cu suma de 585 de lei și s-a ales cu permisul suspendat pentru 60 de zile pentru pătrunderea în intersecție pe culoarea roșie a semaforului. Zi nefastă pentru automobiliștii giurgiuveni. Strada 1 decembrie 1918 a reprezentat teatrul unui accident de circulație în care au fost implicate un autoturism și o camionetă. Distanța dintre autovehicule și neatenția la volan au condus la nedoritul eveniment soldat cu avarierea celor două mașini, penalizarea cu 3 puncte și amendă pentru șoferul vinovat. O mașină oprită în pom și o alta ieșită complet după carosabil. Asta a fost prima constatare a polițiștilor sosiți la locul accidentului pe strada 1 decembrie 1918, în dreptul a două unități școlare, Școala Gimnazială 6 și Liceul Tehnologic Ion Barbu. După semnalizare, în încercarea unui viraj la stânga, șoferul autocamionetei s-a trezit izbit de un autoturism, al cărui șofer n-a păstrat distanța corespunzătoare față de camionetă. Șocul abia l-a putut face pe tânărul de pe camionetă să explice ce s-a întâmplat. Am vrut să fac stânga și prătămine. Cei doi ghinioniști s-au ales cu sperietura zdravănă și avarierea celor două autovehicule. Polițiștii au constatat că cei doi, implicați în nedoritul eveniment, nu consumaseră alcool. În urma anchetei, au stabilit că vinovăția aparține șoferului de pe autoturism, acesta alegându-se în plus și cu sancțiuni contravenționale. Sancțiunea acum de 390 de lei și 3 puncte penalizare. Fac precizarea că în urma accidentului nu au rezultat victime. Din spusele locuitorilor zonei, strada 1 decembrie 1918 a fost de multe ori teatrul unor accidente, iar giurgiuvenii se tem pentru securitatea elevilor celor două școli din cartier. Luna februarie vine cu o serie de noi amenzi pentru șoferi. Normele de aplicare pentru modificările referitoare la scaunele pentru copii și portul centurii de siguranță au fost aprobate la sfârșitul săptămânii trecute de guvern. Noile prevederi au fost propuse de către direcția rutieră în luna septembrie anului trecut și vor intra în vigoare de luna viitoare. Copiii mai înalți de 135 de centimetri pot sta pe orice scaun din spate dacă poartă centura de siguranță a mașinii. Asta prevă noile norme de aplicare referitoare la scaunele pentru copii și portul centurii de siguranță. În ordonanța numărul 21 din august 2014, regulile se aplicau în cazul minorilor ce au înălțimea de 150 de centimetri. Datoria de avertizare a pasagerilor în ceea ce privește prinderea centurii când se află în autoturism îi revine șoferului. Noile prevedere au fost propuse de către direcția rutieră în luna septembrie anului trecut și vor intra în vigoare de luna viitoare. Prin hotărârea guvernului numărul 11 din 2015, din 14 ianuarie 2015, s-a modificat regulamentul de aplicare al ordonanței de urgență privind circulația pe drumurile publice. Principala modificare a acestui act normativ constă în condițiile în care copiii pot fi transportați în autoturisme, mai exact condițiile de siguranță. Aici se fac precizări cu privire la copiii de până la 1,35 înălțime care trebuie să fie obligatoriu transportați în autoturism, numai pe bancheta din spate și numai în dispozitive omologate prinse cu centura de siguranță autoturismului, dar și copiii care depășesc această înălțime, care trebuie să fie fixați obligatoriu pe bancheta din spate și care trebuie să aibă centura de siguranță pusă. Noile norme stabilesc că este obligatoriu ca dispozitivele de fixare în scaun să fie omologate și adecvate pentru caracteristicile fizice ale copiilor. Regulile privind dispozitivele de fixare nu se aplică atunci când este vorba de mașini destinate transportului public sau de taxiuri. În situația în care copiii sunt transportați în autoturism, este obligatorie supravegherea lor de către o altă persoană în afară de șofer. Normele de aplicare oferă posibilitatea ca regulile să nu fie aplicate numai în cazul în care minorul este scutit de un medic de la purtarea sistemelor de siguranță. În această situație, copiii pot fi transportați doar pe scaunele din spate și dacă au mai puțin de 3 ani, trebuie supravegheați de o altă persoană. Nerespectarea acestor reguli introduse recent va fi sancționată cu până la 5 puncte amendă. Jandarmii giurgiuveni au început anul în forță cu o prezență activă în mijlocul cetățenilor. Nu au lipsit însă sancțiunile aplicate în cele mai multe cazuri pentru injurii, scandaluri sau pătrunderea în instituții prin încălcarea legii.
Deși nu s-a încheiat încă prima lună acestui an, jandarmii giurgiuveni s-au dovedit a fi extrem de activi prin prezența în mijlocul cetățenilor. Așa se face că până la această dată s-au aplicat amenzi de peste 4.700 de lei în localitățile Bolintin Vale, Giurgiu, Roata de Jos și Mihăilești, localități de unde au fost primite sesizări pentru încălcarea legii. Jandarmeria Giurgiu are în responsabilitate 8 instituții de învățământ din municipiul Giurgiu și din localitățile Clejani, Mihăilești, Bolintin Vale și Ghimpați. Printre sancțiunile contravenționale aplicate de la începutul anului au fost și cele aplicate în zona școlilor și liceelor pentru pătrunderea fără drept în incinta acestora. În acest caz, sancțiunea contravențională prevăzută de lege este cuprinsă între 500 și 1500 de lei și tocmai pentru că au fost aplicate astfel de sancțiuni, în perioada următoare vor debuta activitățile preventiv-educative în școli în baza parteneriatelor educaționale încheiate, pentru că obiectivul nostru este de a preveni, nu de a sancționa. Cele mai multe sancțiuni contravenționale aplicate de jandarmi au fost pentru acte sau gesturi obscene, injurii sau provocări de scandaluri, pentru animale periculoase lăsate nesupravegheate și pentru pătrunderea în incinta unor instituții publice prin încălcarea normelor legale de acces. Pe lângă amenziile aplicate de jandarmi s-au dat și 38 de avertizmente scrise. Pe 22 februarie ar fi împlinit 82 de ani, din care peste 65 a dedicat studiului invențiilor și experimentelor. Cunoscutul inventator Iustin Capră s-a stins din viață ieri seară la Spitalul de Urgență din Ploiești. În urma sa rămân peste 100 de invenții, multe dintre ele premiate la cele mai importante saloane și expoziții de profil. Iustin Capră a fost unul dintre cei mai cunoscuți și mai renumiți inventatori români și, de asemenea, unul dintre cei mai premiați la nivel internațional. El este cunoscut și ca inventatorul rucsacului zburător, un aparat portativ pentru zbor individual, construit în anul 1956, pentru care inventatorul a fost la acea vreme arestat, fiind bănuit că l-a făcut pentru a fugi din România. Pe lângă preocupările sale științifice și tehnice, Iustin Capră s-a dovedit și un adevărat om de spirit, fapt demonstrat și în cursul vizitei pe care a făcut-o anul trecut, pe data de 3 martie, la Giurgiu. Dumnezeu fără diavol și nu se poate sus fără jos, nu se poate negru fără alb, nici n-am avea mijloc de comparație. Întotdeauna trebuie să avem și proști și deștepți, pentru că altfel nu merg lucrurile. Spuneau romanii, infinitus este numărul stultorum, infinit e numărul proștilor. Hristos spunea, mulți chemați puțin aleși, Lăpușneanu proști la mulți, și Martin se întreabă ce n-am face noi dacă n-ar fi proști să ne aprecieze. Ceea ce se numește un inventator este un om care deranjează societatea. Societatea prin natura ei este conservatoare. Nu suportă să vină cineva cu alte idei. Și de aceea inventatorul este oaia neagră a societății și este apreciat de obicei după ce moare. Așa că nu cred că e de bine statul român. Cunosc doi nemți care au emigrat în America pentru că nu și-au putut realiza la ei în țară un dispozitiv. Deci, ideea cu capra vecinului nu este o idee românească, este o idee generală. Și nu poți fi profet în țara ta, așa cum spune Hristos, dar un bărbat adevărat trebuie să găsească soluții, cum vă spuneam, și nu scuze. Iustin Capra a fost și un patriot. El a avut numeroase oferte pentru a pleca să lucreze și să studieze în țări din vestul Europei, dar a preferat să rămână în România. A dovedit mereu că își iubește țara și că rămâne pentru totdeauna român. Suntem țara la care muzica începe cu foaie verde. Este o apropiere de natură pe care nu are nimeni în lume. Opusul României pe glob se află insula Sfânta Maria din Oceanul Pacific. Deci, de acest motiv, Papa Paul, când a venit în București, a zis, am intrat în grădina Maicii Domnului. Dorul, francezul spune la nostalgie, neamțul spune zenzucht, care e o dorință, haimve, care e durere, americanul spune în lipsești, dar noi dor, dar noi dorul cuprinde și nostalgie. E toate aceste lucruri trebuie să le știm și trebuie să le iubim. Și cea mai puternică armă împotriva tuturor, și a ungurilor, și a țiganilor, și a nemților,
este iubirea. Iustin Capră rămâne cel mai popular inventator român cu un portofoliu ce cuprinde 114 invenții, dintre care 72 sunt prototipuri de autoturisme cu consum foarte mic, 7 aparate de zbor și 15 motoare neconvenționale. Printre invențiile sale se numără și automobilul Virgilius cu două roți, automobilul Soleta F, cea mai mică mașină din lume, precum și automobilul hibrid electric Oblio 3C, cel care a fost vedeta salonului Inventica din 2008, premiat cu Eco Prize de Federația Internațională a Asociațiilor de Inventatori. Peste 20 de medicamente au fost scoase de pe lista compensatelor. Decizia a fost luată de către Ministerul Sănătății în urma suspendării autorizațiilor de punere pe piață a anumitor medicamente, precum și din cauza altora care se eliberează fără rețetă. Actul normativ ce se află în dezbatere publică pe site-ul Ministerului vizează și modificarea nivelului de compensare al anumitor categorii de medicamente. Aproximativ 20 de medicamente vechi care nu și-au mai dovedit eficiența terapeutică în ultimii ani vor fi scoase de pe lista de compensate și gratuite. Asta prevede proiectul de hotărâre lansat în dezbatere publică de către Ministerul Sănătății. Cele peste 20 de medicamente propuse pentru a fi scoase din liste se află în situația în care autorizațiile de punere pe piață sunt suspendate, ori medicamentele pot fi eliberate și fără rețetă. Lista medicamentelor compensate și gratuite nu mai a fost actualizată din luna noiembrie 2014. Potrivit unui proiect aflat în dezbatere pe site-ul Ministerului Sănătății, un număr de 21 de medicamente ar urma să fie scoase din listă. Printre acestea sunt anumite sedative și medicamente care se prescriu în cazul unor afecțiuni cardiace. O altă prevedere a proiectului vizează și modificarea nivelului de compensare al anumitor categorii de medicamente. În septembrie 2014, Ministerul a mai introdus alte 7 denumiri în lista respectivă. La sfârșitul anului trecut, sute de mii de persoane suferinde de diabet zaharat, boli cardiovasculare, oftalmologice, neurologice, hepatice de tip B, C și D, boli pulmonare, boli psihice, leucemii și tumori maligne sau afecțiuni inflamatorii, reumatice și cronice se puteau bucura de 30 de medicamente selectate pentru lista compensatelor. 15 structuri arondate unităților școlare din județul Giurgiu nu dețin autorizație sanitară de funcționare. Pentru reabilitarea acestora și a altor peste 2500 de școli din țară, Ministerul Educației a semnat un parteneriat cu cel al dezvoltării regionale, care mai prevede și achiziționarea de microbuze școlare. Ministrul Educației Sorin Câmpeanu a vorbit recent despre situația unităților de învățământ fără autorizație de funcționare, declarând că sunt peste 2500 în întreaga țară. La nivelul județului Giurgiu, aproape toate școlile dețin o astfel de autorizație, însă nu și structurile arondate acestora. 15 din cele 102 structuri nu au autorizație sanitară. La nivelul județului Giurgiu, doar 15 unități școlare, de fapt structuri ale unităților școlare cu personalitate juridică, nu dețin autorizare sanitară și aceasta în principal din cauza lipsei apei curente și a toaletelor care sunt necorespunzătoare. Pentru reabilitarea acestor școli, dar și pentru transportul școlar, Ministerul Educației a semnat un parteneriat cu Ministerul Dezvoltării. Referitor la microbuzele școlare noi, precizăm că în acest an școlar s-a realizat dotarea cu încă 12 microbuze prin intermediul Ministerului Dezvoltării Regionale și așteptăm ca în perioada următoare să se realizeze dotarea cu alte noi microbuze școlare care să eficientizeze învățământul, în special din mediul rural. Până în martie vor fi distribuite la nivel național încă 465 de microbuze școlare, urmând să se lanseze licitația, iar până la sfârșitul anului 2015 să se achiziționeze încă peste 1000 de microbuze, a precizat ministrul Sorin Câmpeanu. Mai nou, în timpul liber se învață ca la școală. Este propunerea Centrului Cultural Ion Vinea, care oferă publicului peste 10 cercuri și cluburi neconvenționale. La ora actuală, aproximativ 250 de elevi frecventează această școală. Școala de tip liber suplinește lipsa cursurilor vocaționale și așa au apărut cursurile de dans modern, sportiv sau de societate. Numai puțin de 3 cluburi de teatru, cursuri de canto, muzică ușoară sau populară, dansuri populare sau pictură, dar și activități de formare profesională cu calificare recunoscută de Ministerul Învățământului. Cam de vreo 3 ani de zile putem să păstrăm acest nivel, performanța de a
realiza o adevărată, a crea o adevărată școală de timp liber la Zalomita, aici, la Centrul Cultural Ion Vine. Avem în jur de 250 de copii înscriși în fiecare an. Școala de timp liber a plecat de la o curiozitate pentru copii sau elevi și ușor-ușor chiar a performat, având în vedere rezultatele deosebite ale cluburilor giurgiuvene, care au făcut o carte de vizită deosebită la nivel național pentru municipiul nostru. Prin participarea acestor elevi la concursuri de gen, prin ei am obținut, să zicem, prin participanții de la clasele de dansuri, dans modern, dans popular, am reușit să obținem trofee la nivel național. Pe lângă rezultatele deosebite la canto sau la pictură, Centrul Cultural Ion Vinea se mândrește că are numai puțin de 3 trupe de teatru, una dintre ele fiind mereu pe podium la cursurile naționale. Mai avem încă 3 echipe de teatru care sunt formate din adulți. Iată că teatrul este iubit în Giurgiu. Paradoxul este altul, în opinia mea, că la noi, la Centrul Cultural Ion Vinea, vin mulți iubitori ai teatrului care efectiv muncesc pe acest tărâm, realizează, montează piese de teatru, dar paradoxul, cum vă spuneam, este că, din păcate, în sala de teatru am fost și eu de câteva ori și nu este publicul care mi l-aș dori, sincer, ca consumator de artă. La majoritatea cursurilor și cercurilor școlii de timp liber nu mai sunt locuri disponibile pentru înscriere încă din luna septembrie. Cu toate acestea, pentru cei doritori și talentați există întotdeauna o șansă, chiar dacă în încercarea de a nu refuza pe nimeni, unele cercuri funcționează la capacitate dublă. În a treia săptămână a lunii ianuarie a fiecărui an, bisericile creștine din întreaga lume organizează seri de rugăciune pentru unitatea creștină. Tema din acest an este inspirată din textul scripturistic. Atunci a venit o femeie din Samaria să scoată apă, iar Iisus i-a zis: „Dă-mi să beau.” De mai bine de 100 de ani, în toată lumea creștină, în perioada 18-25 ianuarie, se celebrează octava de rugăciune pentru unitatea creștinilor. Scopul principal al manifestării este acela de a aduce la oaltă rugăciunile ortodoxilor, romano-catolicilor, protestanților, armenilor, anglicanilor sau evanghelicilor, care, deși despărțiți de secole în dispute și controverse fără sfârșit, demonstrează unitatea în credință și rugăciune. În cadrul acestor manifestări organizate în marile orașe din întreaga lume, ca și în cele din România, sunt citite texte din Vechiul și Noul Testament, sunt cântate imne și piese muzicale creștine, se țin cuvântări și este oferită mărturia participării lumii la un scop filantropic comun în vederea accentuării exigenței unității între creștini. Să primească purtarea de grijă a Sfintelor Mănăstiri și Schituri. Când a ajuns la vârsta de 29 de ani, s-a dus la Ierusalim, s-a sălăjduit într-una dintre peșterile din munte împreună cu Pius Teoctist. Aici a izbăvit pe mulți din boli grele, se zice că și el a hrănit cu puține pâini mici 400 de oameni călători care veniseră la mănăstirea lui. Giurgiuvenii cunosc semnificația săptămânii de rugăciune și chiar dacă bisericile nu sunt pline de credincioși, cei care vin să asiste la slujbe au motive întemeiate și speră să-și rezolve problemele prin rugă. Pentru ce vă rugați? Pentru sănătate, pentru ce ai. Să ne rugăm, venim la bisericuță în fiecare zi și acasă și aici, la bisericuță, să ne rugăm pentru copii, pentru familie, nepoți, stranepoți, să ne rugăm. Asistați la toată slujba? Da, la toată slujba stau. Fiecare zi când vin la biserică, la toată slujba stau. Nu plec până să termine, la 11, la 12, să termine. Mai special la 12, la 1, poate să termine, că e lumea mai multă duminica, știți? Și așa că vine fiecare zi, mă rog la Dumnezeu că am pierdut o casă. Ce-o și făcut feciul cu ea, nu știu. Tema săptămânii de rugăciune pentru unitatea creștină din anul 2015 este inspirată din textul scripturistic: „Atunci a venit o femeie din Samaria să scoată apă și Iisus i-a zis: „Dă-mi să beau.” Este vorba de Evanghelia după Ioan, capitolul 4, versetul 7. Giurgiu a fost un județ mai sigur anul trecut, luând în considerare că a scăzut numărul infracțiunilor și mai ales al actelor de violență. În schimb, a crescut numărul accidentelor rutiere și al persoanelor decedate. În urma acestora se mai arată într-un bilanț al poliției Giurgiu.
Inspectoratul de Poliție Giurgiu a realizat o evaluare a activităților din anul 2014, în urma căreia s-a constatat o scădere a infracționalității la nivelul județului nostru. Reducerea numărului de infracțiuni se datorează și programelor de prevenire puse în aplicare de polițiștii giurgiuveni în colaborare cu alte instituții. Astfel, în anul 2014, furturile din locuințe au scăzut cu aproape 24% față de aceeași perioadă a anului 2013, iar numărul de victime în rândul elevilor s-a redus de la 13 la 11. Infracțiunile de omor au înregistrat un trend descendent raportat la anul anterior. Cu privire la infracțiunile de mare violență, am constatat că infracțiunile de omor au scăzut în cifre absolute de la 6 la 5, infracțiunile de tentativă de omor au scăzut de la 11 la 9, pruncuciderea, loviturile cauzatoare de moarte și vătămarea corporală gravă a scăzut până la nivelul 0, infracțiunile de viol au scăzut de la 35 la 26, cele de ultraj de la 6 la 3, iar tâlhăria de la 33 de fapte în anul 2013 la 14 în anul 2014, o scădere cu aproximativ 19 fapte. Totodată, în 2014, infracțiunile stradale sesizate, furt, tâlhărie, ultraj contra bunelor moravuri, au fost cu peste 10% mai puține față de 2013. Analiza criminalității în mediul rural arată o scădere a furturilor din locuințe, societăți comerciale și autoturisme. Pe de altă parte, s-a înregistrat o creștere a furturilor de animale și păsări. În ceea ce privește dinamica accidentelor rutiere pe drumurile din județul Giurgiu, numărul acestora a crescut anul trecut, iar principalele cauze generatoare ale accidentelor grave sunt indisciplina pietonilor și neadaptarea vitezei. În anul 2014, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, au fost înregistrate 285 de accidente rutiere, un indicator în creștere cu 25 de accidente față de aceeași perioadă a anului trecut, când s-au produs doar 260 de evenimente rutiere. Accidentele grave sunt în scădere de la 109 la 97, de asemenea răniții grave au scăzut de la 90 la 73 în anul 2014, însă a crescut numărul persoanelor decedate de la 25 la 31. Numărul total de apeluri prin 112 efectuate de cetățeni a fost mai mic, cu aproape 1000. Cu toate acestea, prezența activă a polițiștilor în stradă a condus la creșterea numărului de intervenții de la 10.440 la aproape 15.000 în anul 2014. În anul ce tocmai a început, Inspectoratul de Poliție Giurgiu își propune în principal creșterea gradului de siguranță a cetățenilor și diminuarea infracționalității. Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu lucrează deja pentru activitățile începutului de an. Conducerea instituției declară că pornește la drum cu un buget mulțumitor, dar că speră la mai mult. Luna ianuarie este una de pregătire a activităților lunii februarie. Aceasta este regula Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu, o instituție de cultură a cărei conducere mărturisește că este mulțumită de bugetul cu care pornește la drum. Este un buget satisfăcător, avem înțelegerea Consiliului Județean în ceea ce privește desfășurarea activităților. De regulă ne încadrăm în bugetul care pe care îl propunem și care ni se aprobă, iar dacă cumva apar modificări, o să încercăm să cerem suplimentare de buget Consiliului Județean. Agenda culturală a începutului de an se anunță una încărcată, demarând cu două spectacole pregătite de elevii Școlii Populare de Arte. Aceste spectacole sunt dedicate Dragobetelui. Pe data de 21 februarie vor urca pe scenă copiii participanții la cursurile de acordeon, canto popular, vioară, dansuri populare, deci cei care merg cu predilecție spre folclor. Și mai facem încă o activitate pe data de 14 februarie, este vorba de Valentine's Day. Am denumit această acțiune Valentine's Day în ideea de a scoate pe scenă copiii care sunt la celelalte cercuri, și anume canto, muzică ușoară, la chitară, la orgă, la pian. Copiii trebuie să iasă pe scenă ca să se învețe cu publicul și să arate evident ceea ce fac la cursuri. Luna februarie mai înseamnă pentru această instituție și demararea celei de-a 13-a ediție a festivalului Șezătoarea, festival ce va cuprinde toate localitățile județului pe parcursul unei luni întregi. Numărul reprezentanților statului sau ai autorităților locale în adunări generale ale acționarilor la regii și companii de stat va fi limitat la maximum 2 persoane, iar funcționarii și demnitarii vor putea fi în astfel de structuri sau în consilii de administrație într-o singură astfel de companie. Acestea sunt prevederile unui proiect de ordonanță de guvern elaborat în urma negocierilor cu Fondul Monetar Internațional.
Reprezentanții autorităților administrației locale în adunări generale ale acționarilor sau în consilii de administrație vor trebui să opteze doar pentru o singură astfel de structură, dacă au calitatea de funcționari sau demnitari și dacă fac parte din mai multe adunări sau consilii. Proiectul de ordonanță de guvern urmărește întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici. Cei care sunt desemnați ca reprezentanți ai statului sau ai unităților administrativ-teritoriale, vorbim aici de primării sau de consilii județene în societăți comerciale sau companii de stat sau al acestor instituții, nu mai pot face parte din două astfel de structuri. Mai precis, un astfel de reprezentant trebuie să facă parte doar dintr-un consiliu de administrație sau dintr-o adunare generală a asociațiilor. Potrivit ordonanței de urgență care se află la această oră în stadiu de proiect, o astfel de măsură se va aplica pentru toate regiile și companiile de stat sau pentru toate societățile comerciale aparținând consiliilor locale sau consiliilor județene. În ceea ce privește municipiul și județul Giurgiu, putem vorbi în special de societățile aparținând consiliului local, în număr de 8. Printre acestea se numără cele mai cunoscute: Giurgiu Servicii Locale SA, Întreținerea Peisagistică SA, Tracum SA sau Pază Publică SA. În ceea ce privește societățile din subordinea Consiliului Județean sau ale Consiliului Local Giurgiu, rămâne ca în cazul în care ordonanța va fi aprobată să fie efectuate modificările corespunzătoare. Aceasta numai dacă există reprezentanți ai acestor autorități, funcționari sau demnitari, care fac parte din două adunări generale ale acționarilor sau din două consilii de administrație. Adolescent, înainte de terminarea liceului, Pavel Bartoș își dorea să fie actor numai pentru că un individ născut în Miercurea Ciuc, o astfel de alegere părea mult mai puțin inspirată decât avocatura, de exemplu. Mai târziu, absolvent al Facultății de Teatru de la Cluj și trecut prin mai multe instituții de cultură, Bartoș devine un bun actor al Teatrului Odeon din Capitală, dar și un apropiat al televiziunii. Actor român de teatru, film și televiziune, Pavel Bartoș s-a născut la Miercurea Ciuc pe 20 ianuarie 1975. Este absolvent al Universității Babeș-Bolyai, Facultatea de Teatru, clasa Marius Bodochi și actor al Teatrului Odeon din București, începând cu anul 2001. După terminarea facultății a fost mai întâi actor al Teatrului de Păpuș Punk din Cluj, apoi și-a găsit un loc la Teatrul Național din același oraș, dar soarta l-a trecut și prin alte teatre, precum Naționalul din Timișoara sau cel Maghiar de Stat, iar o colaborare a avut chiar și cu Opera Română din Timișoara. Pentru locuitorii din Miercurea Ciuc, spectacolele de teatru erau rare înainte de 89, iar să crezi în calitate de locuitor al acestei așezări că poți să te faci actor era aproape o utopie, susține Pavel, care hotărât să încerce imposibilul totuși și a anunțat apropiații că va susține de fapt examen pentru a deveni avocat. Eu și când m-am dus la facultate, nimeni n-a știut că eu dau la teatru, pentru că tocmai ca să fiu lăsat în pace, nici mama n-a știut. Pentru că mama, fiind în legătură directă cu diriginta, important, dacă ziceți noastră la drept, acolo e bine, nu știu ce. Și când am zis, știi, am intrat la facultate, deși acum, și m-am zis, wow, ce bine, nu știu ce, uite, o să fie avocat. Și am zis, nu, o să fiu actor. Remarcabil în prestația sa de la Odeon, actorul este în câteva spectacole partener al Rodicăi Mandache, ori al Dorinei Lazar, iar Pavel Bartoș știe că a lucrat cu regizorul Alexandru Dabija înseamnă enorm când este vorba de carieră. Important e să ai măcar o întâlnire majoră, profesională în viață, care te poate marca, te poate schimba. Pentru mine, Dabija este o întâlnire profesională majoră și umană. Din 2004, Pavel Bartoș a intrat cu dreptul în televiziune jucând în telenuvele ca Numai Iubirea, Păcatele Evei sau Aniela. Actorul, care iubește pictura, canto, desenul și patinajul, a colaborat cu televiziunea, la început prin reclame și spoturi publicitare, apoi prin participarea la diverse emisiuni, ca spre final să devină chiar prezentator al unor producții TV. Totuși, dintre îndeletnicirile actorului din Miercurea Ciuc, scena rămâne cea mai apropiată inimii lui, așa cum declara cândva, iar Odeonul, teatrul unde îi place să lucreze. Iată acum și informațiile din sport oferite de Alex Iordănescu. Bun găsit la știrile din sport. Fotbaliștii lui Oleg Protasov se pot antrena liniștiți. Ioan Nicolae le-a achitat salariile. UEFA a livrat o parte din banii pe care Astra i-a obținut din participarea în Europa League. Această veste l-ar putea atrage înapoi la Astra pe Dinu Gheorghe, care a demisionat de la Rapid București.
suntem îngrijorați de problemele financiare de la echipă. E greu să te antrenezi în așa condiții. Dacă se rezolvă problemele financiare, putem termina pe locul 2. Dacă aș primi o ofertă de la Steaua, nu aș refuza-o. Se plângea Junior Moraes în urmă cu câteva zile. Ca un răspuns, Ioan Niculae le-a umplut buzunarele cu bani astralilor. Cel puțin așa reiese dintr-o declarație publicată pe pagina de internet a vicecampioanei. Am plătit inclusiv salariile pe luna decembrie. Nu cred că sunt foarte multe cluburi în România în această situație fericită. Nu ne dezintegrăm, nu suntem în colaps. Banii pe care jucătorii i-au primit sunt răsplata parcursului european. UEFA a livrat prima tranșă din drepturile financiare pe care Astra Giurgiu le-a obținut după participarea în premieră în Europa League. Clubul giurgiuvean are de primit din partea UEFA suma de 1,8 milioane de euro pentru prestația din cupele europene. După plecarea lui Narcis Răducan de la Astra Giurgiu, postul de președinte executiv a rămas vacant. În același timp și Dinu Gheorghe a demisionat de la conducerea Rapidului. Așadar, o revenire a fostului președinte Rapidis la cârma Astrei ar fi o variantă plauzibilă. Ioan Niculae a declarat după plecarea acestuia în luna noiembrie că noi am rămas în relații bune pentru că a făcut lucruri bune la Astra. E unul dintre cei mai buni președinți de club din Liga 1. Fotbaliștii de la Arsenal Malu au revenit la antrenamente după pauza de iarnă. Tunarii s-au pregătit la sfârșitul săptămânii trecute pe stadionul din comună, sub îndrumarea noului antrenor. Sub comanda lui Marius Fodor s-a antrenat și noul tunar, Cosmin Anghelin, care speră să ajungă în Liga a treia cu mălureni. După plecarea lui Silviu Rugină de pe banca tehnică a echipei, Marius Fodor, fostul secund al lui Arsenal Malu, a condus duminică prima ședință de pregătire a mălurenilor. Tunarii s-au antrenat pe terenul din comuna Malu și se gândesc la returul de campionat care se anunță a fi destul de animat. Mereu am fost implicat în, nu numai la voi aici, și pe unde am fost, și pe la Vedea, și pe la Nova Fos, și pe la Tunari. Mereu mi-a plăcut, nu știu. Să mă implic. În teren? Te mai vedem? Eu zic că da, deocamdată. La primul antrenament din 2015 s-a pregătit și noul jucător al Tunarilor, Cosmin Anghelin, care are încredere în experiența lui Marius Fodor. Ținând cont că de faptul că a jucat la un nivel mai ridicat, avem multe de învățat și cred că o să facem treabă bună împreună. Cosmin Anghelin privește cu optimism returul de campionat și consideră că Arsenal Malu poate ajunge foarte departe. Eu sunt încântat de ce am găsit aici la Malu, de atmosferă, de condiții. Cunoșteam deja 2-3 băieți dinainte și asta m-a ajutat să mă integrez mai repede. Pe Gelescu, pe Androni. Cred că promovare, obiectivul e promovarea în Liga 3. Eu zic să le luăm pas cu pas, mai întâi să ne calificăm la play-off și cred că avem șanse destul de mari. Mălurenii se află acum pe poziția secundă în clasamentul seriei de sud a Ligii a 4-a, la doar 2 puncte de unire a Izvoarele, principala rivală a Tunarilor. Noul antrenor, Marius Fodor, așteaptă forțe proaspete, însă și cu lotul actual, Arsenal Malu poate rămâne pe podium. Mai așteptăm, nu știu, un jucător, doi, dacă se poate. Dacă nu, în mare lotul care e, o pregătire bună și seriozitate, mai multă muncă. Știți cum e vorba aia, am ajuns acolo, dar o să fie mult mai greu să ne menținem. Și eu sper că e bine. Nu fac iluzii sau cum să zic eu, că nu ajungem la play-off. În locul, în postura care suntem și după locul 2, dar nu e locul 2 pentru noi. La momentul începerii campionatului, tunarii vor să fie deja activați în spiritul competiției, așa că Arsenal Malu și-a programat o serie de meciuri amicale împotriva echipelor Unirea Berceni, FC Târtășești și CS Tunari din Liga 3. Nu mă interesează neapărat rezultatul, că oricum vreau echipe mai bune în divizia C, mă interesează efortul băieților în teren și cât înțeleg ei de respectat ce le transmit eu și ce le cer eu să joace. Proaspăt instalat la frâiele CSM Dunărea Giurgiu, Adonis Puiu regretă dispariția secției de handbal și speră să poată înființa două alte secții sportive, de box și basket feminin. Apariția unor echipe de fete este privită cu ochi buni de anfitrionii basketului giurgiuvean, care speră ca în curând acest lucru să devină realitate. La reunirea lotului de fotbal al CSM Dunărea Giurgiu, noul președinte al clubului, Adonis Puiu, a vorbit despre posibilitatea înființării a două noi secții sportive, de box și de basket feminin. Anul trecut, sportul de echipă giurgiuvean a avut de suferit, deoarece secția de handbal de la CSM Dunărea Giurgiu a fost desființată. Eu sper, la mine nu se va întâmpla așa ceva. Eu, din contră, vreau să mai înființez două secții în acest club, în vară sau chiar spre sfârșitul anului. Vom face așa un studiu, vom vedea cum stau lucrurile și nu e niciun secret, aș dori o secție de box și o secție de basket fete. Deci astea sunt intențiile, să vedem, asta e un proiect. Inițiativa lui Adonis Puiu este salutată de Smaranda Iliescu, cea care a adus progrese fără precedent basketului giurgiuvean după ce a promovat cu echipa CSS Giurgiu, pe care o antrena în primul eșalon basketbalistic și a menținut acolo până la momentul desființării în 2013. Dacă s-ar face ceva și pentru fete, ar fi ideal. Pentru că ați văzut, în afară de atletism, fetele nu practică niciun sport. Și
după mine, cel mai accesibil ar fi, bine, handbalul este primul, dar baschetul, având în vedere sările care le avem, baschetul ar fi la îndemâna oricui să-l practice. Foștii componenți ai CSS Giurgiu pregătesc atât echipe de băieți cât și de fete și speră ca cei de la CSM Dunărea Giurgiu să realizeze ce și-au propus, deoarece au nevoie de concurență pentru a crea performanță. Ar fi un lucru extraordinar și noi nu am avut de foarte mulți ani o echipă de fete, am avut cândva în Giurgiu, dar sunt foarte mulți ani, cred că sunt 30-40 de ani de când nu mai există o secție de fete basket în Giurgiu. Eu am și fete, dacă după meciul băieților o să jucăm un meci și de fete. Un lucru extraordinar. Așteptăm să își facă și echipa de fete și de ce nu să ne întâlnim cu toții aici să jucăm în competiții. La sfârșitul anilor 60 și începutul anilor 70, Giurgiu a avut o echipă de fete din cadrul CSS care a obținut primele rezultate notabile pentru basketul feminin giurgiuvean, cum ar fi locul al treilea în Divizia Națională de Junioare în 1969. Aici punem capăt știrilor sportive. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire din nou mâine la aceeași oră. Până data viitoare, nu uitați să faceți mișcare, pentru că sportul înseamnă sănătate. Astăzi aproape toată ziua a fost ceață la Giurgiu. Cum va fi miercuri, aflați din rubrica Meteo. Pentru intervalul rămas până la sfârșitul lunii ianuarie, la nivel național, sunt așteptate temperaturi mai ridicate decât cele înregistrate în mod normal în această perioadă a anului. Ploaia și poleiul, pe alocuri fiind fenomene meteo predominant. După răcirea estimată a se produce, pe parcursul zilei de 23 ianuarie, regimul termic va redeveni din nou mai ridicat decât cel obișnuit în ultima decadă a lunii ianuarie. În Muntenia, pentru miercuri 21 ianuarie, aceleași particularități ale vremii, cu burnițe izolate, determină de ceață, iar ulterior vor fi temporar precipitații mixte și condiții de polei. Iată câteva repere termice pentru județul Giurgiu acum. La Bolintin, Vale, Ghimpat și Mihăilești, maximile vor atinge 6 grade Celsius, în timp ce la Izvoarele, Hotarele și Comana, maxima înregistrată va fi de 7 grade Celsius. Giurgiul face excepție, temperatura atingând 8 grade cu plus. Aceea zi de 21 ianuarie, de la jumătatea săptămânii, se va caracteriza la Giurgiu printr-o umiditate de 80%, un vânt atingând 18 km pe oră și o presiune atmosferică de 755 mm coloane de mercur. Dunărea, în orașul reședință de județ, se află în scădere cu 5 până la 15 cm, cota probabilă fiind de 347 de cm. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale zilei. Rămâneți cu TV Giurgiu. După jurnal puteți urmări emisiunile Punctul pe I și Suflet Tânăr. Eu sunt Nicoleta Pană. Vă mulțumesc pentru atenție. Toate cele bune!